Salut, vărsători! Voi face citirea pentru perioada 1-15 august 2024. Voi începe cu un scurt horoscop. Uranus pentru voi este în cuadratură cu Venus. Va aduce în familie, în cămin, frustrări legate de contracte, de procese, de asocieri, dar deveniți impulsivi, iubirile sunt necontrolate, instabilitate emoțională, încăpățânare, tensiuni emoționale. Relațiile sunt nonconformiste și aventuriere. Neptun retrograd este în sextil cu Pluto retrograd. Personal vă ocupați de resursele voastre, unde vă bazați pe sensibilitate, dar și dorințe tulburi, credință, spiritualitate, revoltă, gândire filozofică, găsirea unor soluții care vă depășesc așteptările și creativitatea. În relații sunteți emotivi, dar și spirituali. În 3 august, luna este în opoziție cu Pluto, retrograd. Favorizează tensiunile, nervozitatea, controlul, încăpățânarea și posibil abuzurile. Luna fiind legată de contractele voastre. Deci toate aceste tensiuni apar legate de contracte, de procese. Relațiile trec prin momente dificile. Dacă vă opuneți schimbărilor, transformărilor, o să fiți captivi suferinței și abuzului. Opoziția este valorificată în planeta Focar Neptun. Deci este vorba de resursele voastre, de bunurile create de voi. Unde puteți să vă folosiți imaginația, intuiția, inspirația, să depășiți limitele, făcând totul posibil cu ajutorul spiritualității și al religiei. Mercur este staționar în 3 grade și 59 de minute fecioară. Până la ora 16, deci de la ora 16 până în data de 6 august, până la ora 23:30, Mercur este în această poziție de staționare, unde încep întârzierile, începe, deci vorbim de fecioară, da? Deci pentru voi fecioara reprezintă schimbări, transformări. În aceste schimbări, transformări vă aduc blocaje, vă aduc întârzieri. Este momentul să vă ocupați de proiectele la care ați lucrat mai de mult timp. Veți găsi soluții să rezolvați aceste proiecte, dar este bine să vă ocupați și de curățenie, de ordine, de sănătatea voastră, de igienă. În 4 august, la ora 14 și 13 minute, ora Bucureștiului, se formează o lună nouă. În 12 grade și 34 de minute, Leu. Luna nouă vă dă posibilitatea să începeți lucruri noi legate de un contract, de o asociere, de un proces, să experimentați emoții, creativitate, dorința să fiți admirați. Luna este în conjuncție cu Soarele, emoții, visare, folosirea intuiției și a imaginației. Conjuncția Lună și Soare este în sextil cu Jupiter. Favorizează cunoașterea, curajul, creativitatea și comunicarea. Este vorba de fericirea voastră. Deci, această fericire a voastră,
oricare ar fi, în orice domeniu, nu, că e vorba de iubire, că este vorba de educația unui copil, de distracție, crește. Vă bucurați. Deci, și vă favorizează curajul, cunoașterea, creativitatea și comunicarea. Relațiile sunt de dialog, de schimb de opinii, de un dialog constructiv. Ascendentul momentului de lună nouă este în 13 grade Scorpion. Pentru voi reprezintă cariera, reușite profesionale, sociale sau în familie, unde voi vreți să vă organizați, vreți să conduceți, vreți să fiți cei care hotărăști totul, dar vă și autoanalizați, vreți să vă cunoașteți mai bine, să fiți obiectivi în ceea ce vă privește, dar acest lucru vă poate face să nu mai aveți încredere în forțele proprii. În relații vă doriți foarte multă siguranță și atunci deveniți geloși și posesivi. Între 4 și 10 august, soarele este în sextil cu Jupiter. Soarele din casa contractelor, a asocierilor, a proceselor, a căsătoriei, care va aduce foarte multă fericire. Este o expandare, o creștere, fiindcă Jupiter crește acest aspect de sextil. Vă folosiți de cunoaștere, de curaj, creativitate, comunicare. Relațiile sunt de colaborare. În 5 august, la ora 5:40, Venus face ingresul în Fecioară. Pentru voi, Fecioara reprezintă o casă a schimbării, a transformării, unde aveți emoții, arătați romantism, sunteți înclinați spre frumos, lux, creativitate, dorință de relații sociale, personale, sunteți totuși interesați de lucrurile materiale, profesionale, natură și aspectul fizic. În relații, emoțiile sunt moderate și sunteți uniți să urmăriți, să vă urmăriți un scop. Deci, în 6 august, după 23:30, Mercur din Fecioară intră în mers aparent retrograd în semnul Fecioarei. Pentru voi reprezintă, așa cum am mai spus, schimbările, transformările care vă aduc blocaje, întârzieri, neatenție, răspunsurile nu sunt prompte. Nu este bine să începeți proiecte noi, dar puteți să le finalizați pe cele mai vechi, la care deja lucrați, și să vă ocupați de curățenie, de ordine, de îngrijirea personală, de igienă, de sănătate. Luna este în trigon cu Pluto. Pluto arată, de fapt, acest aspect dorința voastră de cunoaștere, de studii, de acumulare, de călătorii. Vă folosiți imaginația, creativitatea, emoțiile sunt puternice, aveți interes pentru ocultism, relațiile sunt emoționale și de posesivitate. 13 august, luna este în opoziție cu Uranus. Deci vorbim de familie, de cămin și de cariera voastră. Am putea spune că aici această opoziție scoate în evidență faptul că voi vreți să vă munciți foarte mult pentru cariera voastră,
profesional sau în societate sau poate chiar în familie, dar intri totuși în contradicție, în tensiuni cu nevoile familiei. Atunci arătați nervozitate, tensiuni, rebeli, nonconformiști, excentrici, ambițioși și cu manifestări violente. Relațiile sunt tensionate, din cauza nervozității apare un risc de accidente, schimbări nedorite, vitalitatea este scăzută și pierderi prin speculații. Dacă sunteți tentați să intrați în speculații, veți avea pierderi. Tensiunile pot fi valorificate în planeta focar Neptun, retrograd. Reprezintă resursele voastre, bunurile materiale, unde puteți să vă folosiți intuiția, imaginația, emoțiile, sentimentele, sensibilitatea, creativitatea, credința. În 15 august, Mercur retrograd revine în Leu. În zona contractelor, a resurselor, a bunurilor materiale ale voastre, unde aveți agitație sentimentală, emoții puternice, dramatice chiar și cu foarte multe minciuni frumos ambalate. Relațiile trec prin momente emoționale. Vom vedea acum ce primiți din partea tarotului Rider White. La baza pachetului s-ar părea că aveți blocaje, dar aceste blocaje pot fi depășite dacă alegeți dreptatea, adevărul, corectitudinea și sunteți perseverenți în această atitudine. Aveți de făcut o alegere între două lucruri identice, unde veți prefera să așteptați, să lăsați divinitatea să intervină. Vă întâlniți cu persoane din trecut care vă dau idei, discutați, persoane cu care ați mai colaborat, vă simțiți bine, dar vă amintiți de lucruri din trecut, aveți aici un paș de monede. Dacă intrați în speculații financiare sau diferite afaceri care nu sunt clare, s-ar părea că veți pierde. Sunteți în așteptarea unui răspuns care este legat de această afacere și nu vă vine să credeți că o să pierdeți. Dar totul s-a încheiat. Aici intervine moartea, care spune clar că totul este încheiat, și Marea Preoteasă. Deci vorbim de o finalitate, de un sfârșit. Voi știți mai bine în ce relații aveți cu persoane din trecut și relații care să vă îndrepte spre speculații financiare și vă aduce această încheiere, finalitate și Marea Preoteasă, care spune că ar trebui să vă folosiți intuiția, dar și poate să fie o persoană cu ascendent, zodie, lună plină în rac sau scorpion, care să încerce să vă afle secretele. Deci este un moment destul de dificil pentru voi, aveți și o ceartă destul de dură, adică voi veți merge și probabil că cu această Mare Preoteasă veți avea o discuție destul de dură în care voi veți spune tot ce aveți de spus, dar și cealaltă persoană va spune tot ce are de spus. Haideți să vedem acum aveți cum sunteți voi. Sunteți preocupați de o casă. Fie că este casa voastră sau vreți să vă cumpărați o casă sau vreți să închiriați o casă sau vă interesează o afacere legată de o casă. În fericire, voi vă împăcați cu cineva. Poate să fie o persoană pe care ați mai cunoscut-o în trecut, de care ați fost legați, acum ajungeți la o înțelegere, la armonie, adică cedați și voi, cedează și el, astfel încât să ajungeți la înțelegere. În ceea ce privește cunoașterea, studiile, filozofia, religia sau călătoriile,
Voi aveți niște proiecte începute la care lucrați, dar ați și greșit. Acum trebuie să recunoașteți greșelile și, în final, să promiteți că veți corecta pentru viitor și trebuie să vă mulțumiți cu ceea ce câștigați, adică mult mai puțin decât ați sperat. Dar nu pierdeți, veți câștiga. Resursele, bunurile materiale, munca zilnică, rutina zilnică, sănătatea și cariera voastră. Și iată că legat de resurse, de bunuri materiale, aveți aici un 7 de bâte. Am putea spune că aveți blocaje, dar aveți tot ce vă trebuie să puteți să depășiți aceste blocaje. Și în rutina voastră zilnică, în legat de sănătate, apar schimbări, schimbări benefice pentru voi, schimbări care depind numai de voința voastră. Aceste schimbări sunt mentale, în gândire, în creativitate, în sentimente, în relații, în comunicare, în energie, în vitalitate și totul are această protecție divină, acest cerc care poate să reprezinte șarpele divin, cosmic și este o protecție divină. În ceea ce privește cariera pentru voi, în carieră, menirea voastră, în profesională, societate sau familie, s-ar părea că ați avut niște construcții, ați avut o construcție care a fost construită pe nisipuri mișcătoare. Și acest lucru arată că sunteți aruncați din turn, veniți cu picioarele pe pământ, veți vedea greșelile pe care le-ați făcut, acum puteți să corectați aceste greșeli, aceste imprudențe și puteți, după o perioadă de stagnare, să reconstruiți acest turn, dar pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Comunicarea, contractele și relațiile. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, voi sperați foarte mult să vă protejați calea în viață, folosindu-vă de dreptate și de adevăr. Deci această comunicare se bazează pe adevăr și pe dreptate. Contractele, asocierile, procesele, căsătoria ascund lucruri secrete, lucruri ascunse, înscrisuri ascunse, care s-ar putea să vă aducă probleme legate de un proces sau de un contract. În ceea ce privește pajul de bâte, am putea spune că relațiile voastre de prietenie sau de protectorat cu o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în berbec s-ar putea să vă aducă aspecte benefice datorită seriozității și a muncii acestei femei, care își dorește noutăți, îi place să muncească, îi place să călătorească și de multe ori totuși ea muncește și pentru ceilalți. Familia, căminul, schimbări, transformări și, cum am zice, karma voastră. Deci, în schimbări, în familie, în cămin, s-ar părea că aveți un prinț de monede, vorbind de un bărbat cu ascendent zodie în fecioară, sau s-ar putea să primiți o veste care vine în familia voastră, în căminul vostru, din partea unei fecioare, unui bărbat cu ascendent zodie în fecioară. Un bărbat care întreprinde ceva, el întotdeauna călătorește, muncește, și din aceste călătorii, din munca lui, reușește să acumuleze, să strângă o avere. Și s-ar putea să primiți o informație în familie, în cămin. În schimb, schimbarea, transformarea, vine din partea unui rege de spade. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în vărsător. O persoană care s-ar putea să
vină și să vă dea niște concluzii, să vă spună niște concluzii, să vă arate ceea ce gândește el. Este o persoană care își permite lucrul acesta să arate aceste concluzii, de care este bine să țineți seamă, fiindcă de obicei aceste concluzii au aspecte legale în el. În ceea ce privește karma voastră, sacrificii, secrete, s-ar părea că aveți acum o situație dificilă în care va trebui să vă folosiți gândirea, mentalul, intuiția, sentimentele, iubirea, astfel încât să puteți să țineți sub control o persoană dificilă sau o situație dificilă. Deci, acestea ar fi citirile pentru voi pentru această perioadă 1-15 august. Aveți destul de multe arcane majore care o să vă aducă destul de multă agitație și legate de contracte, de asocieri, de procese, aici ar putea să fie agitația mai mare. Și, bineînțeles, din punct de vedere karmic, veți fi foarte solicitați legat de schimbări, de transformări, dar și legat de sacrificii, de secrete, iubiri secrete. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să ajutați canalul să se dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!